Bună ziua, doamnelor, domnilor, domnilor, multibiților și stimaților. Mă, ce s-așa de strâmb? Așa! Multibiților și stimaților, astăzi este joi, 12 mai. Mai pot. A fost o zi extenuantă ieri, astăzi se anunță la fel o zi destul de ocupată. Astăzi începe la Roman Festivalul de Teatru Dan Alexandrescu, ediția a doua. Asta înseamnă că vom deschide festivalul cu trupa de teatru Dan Alexandrescu din Roman la ora 17. Băi, sunt niște becuri aici în lateral care fac așa. Mă termină psihic! Psihic, mă, de parcă n-aș fi terminat psihic deja. Ieri am fost la Vatradoronei, la reprezentație, acolo, la Casa de Cultură, oamenii de acolo superbi, dacă ar fi să mă mut, știți că am zis eu într-o perioadă, bă, dacă ar fi să mă mut undeva, m-aș muta în Piatra Neamț, că e un oraș nu știu ce și nu știu cum și așa și pe dincolo, am stat și m-am răzgândit. Vatradoronei nu e un oraș în care să găsești foarte multe oportunități, e un oraș mic, la fel ca și Romanul de altfel. Mai mic chiar. În schimb, un oraș frumos. Și oamenii sunt calzi. Mi-a plăcut. Și au fost sările pline la toate cele trei reprezentații pe care le-am avut la Casa de Cultură din Vatra Dornei. Casa de Cultură foarte bine pusă la punct. Chiar felicitări. Și am ajuns și am jucat teatru și acum m-am întors la muncă ca să vă spun că este 12 mai. Și că n-am prea apucat să stau pe net să văd ce s-a mai întâmplat zilele astea. Dar ce am văzut astăzi mi-a ridicat părul în cap. Iată așa. Hai că să încep oară direct cu asta. Ia să văd. Un senator, ăsta care cere introducerea în codul penal a regretului efectiv. Introducerea în codul penal a regretului efectiv. Ce înseamnă? Poate ați auzit pe la știri. Da, v-ați uitat la televizor, ați citit ziare. Cel mai tânăr senator din România, Mihai Alfred Laurențiu Antonio, propune includerea în codul penal a conceptului de regret efectiv, prin care persoanele care au comis infracțiuni de genul evaziunii fiscale și spălare de bani pot scăpa de răspundere penală dacă le pare rău. Da? Adică ăsta e primul semn că în România vom putea merge, când, bă, codul penal nu se cheamă penal degeaba, mă, la noi. Devine penal, frate! Înțelegi? Prost cu spume. Dacă îți pare rău, adică, ce se întâmplă? Se ia un avocat multimiliardar, care a ajuns multimiliardar prin spălare de bani, prin evaziune fiscală, prin diverse inginerii financiare, etc., etc. Îl prind ăștia, aproape că îl dovedesc, îl trimit în judecată, da? Instrumentează un caz întreg pentru spălare de bani. Omul stă, stă, e ca la creștinism, iar o să mă leg, vă zic imediat de ce. Omul vine, ajunge în sala de judecată și, bine, trebuie să se autodenunțe, da? Ca să intervină, să scape de urmărire penală, să autodenunțe. Adică multimiliardarul respectiv, după ce a ajuns multimiliardar și a trimis banii într-un cont străin, din străinătate, se duce și se autodenunță, ca să fie omul liniștit. Și vine și spune, domnule, îmi pare rău, eu am, nu mai fac. Bine, domnule, hai, gata. Da? De asta spun, e ca la creștinism. Adică, ce se întâmplă? Poți să faci tâmpenii o viață întreagă. Dă-i, frate, răi de tupeu. Bea, bate-te, înjură de Dumnezei, de cruci, de sfinți, de biserici, fluier în biserică, arată-le fundul la popi, n-are importanță. Dacă te duci la un moment dat și spui, știți, îmi pare rău, nu mai fac, gata, s-a rezolvat. Și am spus creștinism, n-am zis ortodoxism, creștinismul general, dar s-a rezolvat. Poți să faci orice idioțenie, dacă ți-ți pare rău la final, sau undeva pe traseu, s-a rezolvat. A? Dai cu mașina peste unul pe trecerea de pietoni, cobori, ești ok? Da. Îmi pare rău. Nu mai fac. Păi ar fi idee bună să nu mai faci, că... Da? Regretul efectiv. Cum se măsoară regretul efectiv? Păi o lacrimă e interpretabilă. O lacrimă și o grimasă, da?
e ok, trebuie să fie efectiv, să se vadă, nu mai fac niciodată, da, cu muci la nas, cu lacrimi așa pe obraz, colțurile gurii lăsate în jos, să se zbuciume umerii, nu mai fac niciodată, ăsta e regret efectiv, păscara regretului efectiv, da? În acest proiect de lege, regretul efectiv este definit ca fiind acea situație în care persoana care a comis pentru prima dată o infracțiune denunță acest lucru de bunăvoie. De parcă s-ar întâmpla vreodată chestia asta. Recunoscându-și vinovăția. De parcă s-ar întâmpla vreodată chestia asta. În care contribuie efectiv prin denunț la descoperirea faptei. De parcă s-ar întâmpla vreodată chestia asta. Faptei în care, de la momentul respectiv, a trecut cel mult două treimi au trecut din termenul de prescripție, în care persoana care a comis infracțiunea repară sau compensează prejudiciul cauzat, dar și în care contribuie la stabilirea împrejurărilor săvârșirii și aflarea adevărului, de parcă ar interesa pe cineva adevărul. Regretul efectiv nu va putea fi invocat pentru cazuri gen tâlhărie, viol, ar fi ciudat viol, înțelegi? Îmi pare rău, nu mai... Frate, tocmai mă violezi, oprește-te! Ți-ți pare rău degeaba, nu funcționează regretul efectiv. Piraterie, piraterie, da? Arr, îmi pare rău! Arr. Da? Adică, evaziunea fiscală e băgată sub chestia asta cu regretul efectiv, dar dacă iau eu ultimul sezon din LASI de pe net și îl piratez, n-am cum să spun că îmi pare rău. Nu scap. Că e piraterie. Da? O evaziune fiscală de vreo 35 de milioane de euro, da, fiind prima abatere, aia poate intra sub semnul ăsta, regretul efectiv. Dar dacă eu iau ultimul Game of Thrones de pe net, n-am șanse să scap. De ce? Că e piraterie, bre. Racolarea minorilor, iarăși nu intră, nu se poate invoca regretul efectiv pentru racolarea minorilor, infracțiuni contra siguranței publice și securității naționale, e, va fi să vină un spion rus și să spună, îmi pare rău că, da? Unde e? Infracțiuni contra sănătății publice, i-au spart pe ăștia cu Hexifarma sau cum se cheamă, cu dezinfectanții, nu poți. Droguri, pornografie. Dar de când e pornografie ilegală, bre? Eu n-am înțeles. Dar va fi posibil pentru cazuri precum evaziunea fiscală sau spălarea de bani, infracțiuni care nu sunt incluse în acest proiect în categoria celor pentru care regretul efectiv nu poate fi valabil, potrivit expunerii de motive, care conține mai multe greșeli gramaticale. Da. Senatorul face apel la conceptul justiției restaurative, care pune accent pe responsabilizarea infractorilor și pe reparația pe care aceștia o pot oferi. Ați râs și voi cum am râs eu? Eu am râs cu lacrimi, adică regret efectiv. Imaginați pe ăștia mergând pe stradă. Păi cred că toți politicienii ar trebui să iasă și spună măcar toată ne pare rău, regretăm efectiv și s-au scos. În cadrul justiției restaurative, victimele și daunele au un rol central, iar infractorii sunt tratați într-o manieră mult mai adecvată nevoilor lor, argumentează omul acesta, care are 50 de nume, pe care îl cheamă Mihai Alfred Laurențiu Antonio. Mă, ați înțeles ceva din chestia asta? Dacă îți pare rău, te-ai scos! Dacă îți pare rău, te-ai scos, gata, câte prostii poți să faci, câte ilegalități poți să faci, îți pare rău de ele, da, e. Ești un om cinstit, par de treabă. De ce? Păi are, vedeți că are tot ce îi trebuie, adică, uite, e bine crescut, are bun simț. De ce? Și-a cerut scuze omul. Da, da, tocmai a făcut o evaziune de 300 de milioane de euro, da, da, regretă. Păi și eu aș regreta, bă, cu 300 de milioane de euro. Mă lași? Prefer să zic că îmi pare rău cu 300 de milioane de euro în buzunar decât să spun că îmi pare rău plefter. Da, domnule, îmi pare rău că am banii ăștia. Prăduși sărătocilor. Îmi pare rău că n-aveți bani. E cam bancul ăla. Băi, copile, nu-i frumos să-i spui mătușii că e proastă. Ia du și cere scuze. Mătușii că îmi pare rău că ești proastă.
Da? Cam asta e. Îmi pare rău că sunteți proști. Îmi pare rău că mi-ați dat banii, că v-am luat banii, de fapt. Sincer, regret efectiv că v-am luat banii. Și gata. El după aceea se duce și își neacă regretul efectiv cu un Jack Daniels, mâncând homar, înconjurat de 15 modele superbe de la Victoria's Secret. Noi regretăm efectiv că ajungem acasă, nu aprindem becul pentru că ne speriem de lumină de o vreme, da, de factură, înconjurați de nevastă, că dacă are 170 de kg, musai că te înconjoară, da, și te bagi în pat înjurând și regretând efectiv că ești amărât, sărac. Îmi place că pirateria nu intră, nu poți să scapi. Dom'le, îmi pare rău că am descărcat din greșeală Game of Thrones, sezonul 4, episodul 3. Luați-l că-i pirat! Pirații! Da, toate pânzele sus! Ne pare rău efectiv, regretăm efectiv pentru evaziune fiscală? Bine, e un proiect, nu cred că o să treacă o asemenea tâmpenie. Regretul efectiv ar fi că i-am ales pe ăștia. Și că ei sunt acolo. Regretăm efectiv că oamenii ăștia sunt în Parlament. Efectiv regretăm, dar ce? Nu se mai prescrie chestia. Gata, am comis-o, îs acolo. Trebuie să ne bazăm pe ei. Cum spunea un foarte bun prieten și un foarte bun chimist, bă, poți să pui bază pe Parlament? Da, frate, poți să pui, dar mai degrabă pune acid. Pune acid pe ei! În 12 mai, hai că în 2008, peste 50.000 de persoane au fost ucise în China, de ce am început cu morții din prima. În 1998, Sărbătoarea Națională a Republicii Cecene, Ichkeria, ziua semnării acordului de pace cu Federația Rusă. În 1972, Rolling Stones a lansat Exile on Main Street, considerat cel mai bun album al lor. În 1965, nava spațială sovietică Luna 5 se prăbușește pe lună, da, și a ușurel, că n-are gravitația. Da, înțeles. În 1943 a fost terminată construirea clădirii Pentagonului. Bun. Nașteri. Nașterea... Bă, dar ce mulți s-au născut în perioada asta, frate? Să încerc la cineva cunoscut? Emilio Estevez, actor american în 62, Eric Singer, toboșar american în 58... Am decis să sar peste politicieni și fotbaliști. Dumitru Fărcaș, taragotist român, născut în 1938. Așa. Catherine Hepburn. Catherine Hepburn. Decedată în 2003, născută în 1907. Cine a mai murit? Chiar așa am spus, sar peste fotbaliști și peste politicieni. Hai să fim serioși. Jean Bart ne-a părăsit în 1933. Bun. Sărit peste. Este ziua internațională a asistentelor medicale. Da? E bine să le dați un cadou de ziua lor. Și de ziua lor. În Israel este ziua independenței. Deci mi-aduc aminte, vai cum se cheamă. Vai cum se cheamă imnul lor. Hatikva? Hatikva. Cred că zic bine. România serbează ziua adolescenților. Ăștia au început să serbeze ziua adolescenților încă de zilele trecute când au început să se facă controle prin crâșme. Și i-au găsit pe toți acolo. Adolescenții care ar trebui să fie la școală erau toți în crâșme. Deci au început să serbeze ziua adolescenților. Mai a fost 2 mai ziua tineretului comunist. Da? Și de atunci ei serbează. De-aia am avut și știre cu Sechiulește pe capete, frate. Pe ruptelea. Este ziua adolescenților, care nu are o dată fixă. Este a doua duminică a lunii mai. Este ziua tatălui în România, începând cu anul 2013. Una a fost și alaltă ieri, parcă, ziua tatălui. Și tot vorbim. Măi, mă uit la data care trebuie. 12 mai, nu? Este ziua tatălui în România. Vă simțiți? V-au venit copiii să vă spună la mulți ani, tati, de ziua ta? Nu, cred. Este sărbătoarea Vesak, cea mai importantă a calendarului budist. Mă întorc la ziua adolescenților.
Seriously? Este ziua lor tot timpul. Și încă o dată la Ziua Internațională a Asistentelor Medicale, v-am zis, hai să le urăm la mulți ani. Cei care sunteți în spital, din nefericire, nu uitați, plicul intră aici. O companie de... O plicul. Pentru asistente medicale nu se merge cu plic, frate, e o cheltuială prea mare. Dar se merge. De ce? Pentru că ai nevoie de cearșaf. Pentru că ai nevoie să... Soră, un păianjen. Pentru că ai nevoie de... Va, am nevoie de ploscă. Bine, sper să nu... Iar știu, o să-mi sară oamenii în cap pe Facebook, deși am niște discuții și încerc să explic un punct de vedere personal care are o noimă la final și deși încerc să lămuresc că nu pot băga toată clasa asistentelor medicale în aceeași oală, că probabil că există și pe undeva asistente medicale care chiar își fac treaba. Nu toți medicii sunt corupți, nu toți politicienii sunt hoți sau mincinoși. Da? Am râs mult în interior auzindu-mă ce tâmpenii debitez. Da? Nu poți băga o întreagă clasă umană într-o singură oală. Sunt și asistente care primesc plicul în buzunarul ăsta. Și iar spun, nu plic pentru că bate la ochi. Cu plicul te duci la medic de cele mai multe ori. Da, acolo un 5 lei, mă, de ce? Pentru că ai nevoie. Nu neapărat că cer ele. Corect? Nu neapărat că cer ele. Că ne-am obișnuit să dăm. Ne-am obișnuit că pentru fiecare serviciu oferit trebuie să plătim ceva. S-a împământenit chestia asta la noi. Nici nu ar trebui să mă intre la categoria mită sau șpagă sau atenție, da? Noi ne-am obișnuit, pentru fiecare serviciu oferit trebuie să-i dai omului ăla ceva, că băi, și-a bătut capul, te-a băgat în seamă când ar fi putut să nu te bagi în seamă, uitând că asta este meseria lor și că iau un ban de la stat, puțin, e adevărat, puțin, dar sunt plătiți oamenii ăștia. La fel cum la vânzătorul de ziare, nu te duci să cumperi un ziar și pe lângă banii pe care îi dai pe ziar, îi mai dai acolo un 5 lei, ia să ai și tu. Mulțumesc. Nu, îi dai banii pe ziar, de ce? Pentru că atât a costat serviciul lui. Da? Cum e să, nu știu, te duci la școală și când intri în clasă să-i bagi profesorului, pac, luați de aici un 10 lei, că... Da, e aceeași poveste. Este meseria lor să se ocupe. Acum noi ne-am obișnuit cu băgatul bănuțului. Se face, o să dureze miliarde de ani, că se stinge soarele, se consumă soarele, face, se transformă în... Ce dracu se transformă sorii când mor? Am uitat. Da, până când o să dispară ideea asta la români, să băgăm acolo, nu o să știe niciodată că... Da, și uite, când o să fac pipi pe mine și o să trebuiască să-mi schimbe cearșaful, o să mă țină minte că i-am dat 5 lei. Nu o să te țină minte, de ce? Pentru că toată lumea e de 5 lei. Și nu o să te țină minte pe tine. Înțelegi? Dacă toți am avea superputeri și am fi supereroi, toți am fi normali. De ce? Pentru că toți am fi la fel. N-ar fi supereroi. Am avea superputeri. Poți să plutești, poți să, nu știu, să ridici blocul în spate, poți să mergi cu viteza luminii, să te deplasezi. Dacă toți am avea chestiile astea, am fi normali. De asta spun, îi dau 10 lei sau 5 lei la asistentă că o să mă țin. Nu, nu o să te țină minte. De ce? Pentru că toți din spital fac exact aceeași chestie. A intrat în normalitate pentru ea și nu o să te țină pe tine minte că e dat 5 lei. La mulți ani de ziua asistentelor. O companie oferă $40,000 oricui reușește să rezolve un puzzle din imagini satelitare. Ia să vedem. Compania americană de inginerie Draper a lansat un concurs numit Kronos Data Science Contest, conceput pentru a încuraja dezvoltatorii să producă noi tehnologii prin care să poată prelucra în mod eficient masa tot mai mare de imagini captate cu ajutorul sateliților plasați pe orbita Pământului. Potrivit descopere.ro, pentru competiție au fost selectate o serie de imagini realizate pe parcursul unei săptămâni și care înfățișează mai multe locații din statul american, California. În fotografii pot fi observate, printre altele, zone industriale, suburbiile unor orașe, parcuri auto, autostrăzi, pentru că au așa ceva. Toate aceste imagini sunt greu de asamblat cu ochiul liber, datorită nealinierii dintre ele și, în anumite cazuri, a diferențelor aproape imperceptibile. Curajoși, de-aia sunt curios... Când o să facă cu imaginile din jurul Pământului, căci că apar niște imagini pe acolo pe care NASA le șterge imediat. Ele rămân pe net, acum s-ar putea să bat eu câmpii și să fiu iarăși adeptul unor teorii în care, pe care mi le impun să le cred, da?
gen că sateliții pe care îi lăsăm noi de pe Pământ nu sunt singurele chestii care plutesc în jurul Pământului. Că sunt chestiuțe care plutesc acolo cu de zeci de mii de ani și pe ăștia încă nu știu ce sunt. Și sunt imagini în care apar niște chestiuțe care n-ar trebui să apară și ele apar pentru că există transmisiunea aia live de pe Stația Spațială Internațională. Există un feed live, îl puteți vedea oricând la nasa.org, mi se pare, sau dând o simplă căutare pe Google și intrați pe feed-ul de pe, băi, live. Cât de live poate însemna că ei trimit imagini de acolo și durează o țâră până ajunge Pământ, da? Deci există o întârziere de semnal. Și puteți vedea imagini de pe Stația Spațială Internațională exterior. Ei au mai multe camere și schimbă între ele ca să aveți un alt tip de imagine. Se întâmplă că există oameni pe planeta asta care stau cu ochii pe feed-ul ăla, frate. Bă, cu asta se ocupă. Stau și nu mă gândesc la angajații de la NASA, ci oameni de acasă, da? Stau și se uită pe ecran cum se rotește Pământul. E, camerele alea nu sunt îndreptate numai spre Pământ, ci prin și linia orizontului frumos, curpura Pământului, da? Ca să place la toată lumea, de să pământce și gura lor ceva. Să place la toți. Nu mult, dar așa. Da? Se întâmplă din când în când să apară niște chestiuțe pe imaginile alea, care pentru noi ca oameni normali sunt inexplicabile deocamdată și atunci rămâne singura variantă că, bă, nu-s de ai noștri chestiile alea. Globuri luminoase sau chestiuțe lunguiețe cu lumini sclipitoare sau, da, care ar putea să fie practic orice, dar dat fiind că nu știm exact ce sunt, se numesc obiecte zburătoare neidentificate sau prescurtat OZN. Da? Și în mintea noastră ar putea să fie absolut orice, inclusiv de, bă, frate, nu-s de aici. Corect? Cum este The Black Knight, care cică gravitează în jurul Pământului de peste 30.000 de ani? Căutați pe Google, nu zic eu, nici ăștia care îs acolo cu el și se învârte în jurul lor, nici aia nu știu ce e. Nu și-a bătut nimeni capul sau, dacă există un răspuns, nu o să-l aflăm noi. Da, o să-l afle ei de sus. Eu cred cu tărie că nu suntem singuri. Ar fi, v-am mai zis parcă citatul meu preferat din filmul Contact, nu? Când întreabă fetița, tată, tu ce crezi, suntem singuri în univers? Și taic îi spune, foarte mișto, mă, eu nu știu ce să zic, sincer, dar mă gândesc așa, dacă am fi singuri în univers, ar fi o imensă risipă de spațiu. Mii de miliarde de galaxii, cu mii de miliarde de trilioane, de catralioane, de șpilioane, de sori care în jurul lor gravitează planete și au sisteme solare și care, cât de imposibil pare să fim noi singura planetă, adică dacă ești ultra religios, da, te gândești că Dumnezeu care a făcut tot universul ăsta, toate aceste 13 trilioane de catralioane de bilioane de sisteme solare și de galaxii, da, a ales el așa, bă, frate, îmi place asta, clink, și a făcut aici o singură planetă, e decât un grăunte de praf. Și aia e singura de care se ocupă. Da? Adică toată această putere imensă de a, din nimic a făcut el tot acest univers, a gândit la un moment dat, bă, știi ce am să fac? Aici e de ping niște oameni. Da, vă înțelegeți ce zic? E un spațiu imens, ar fi o risipă foarte mare de spațiu. Așadar, sfatul meu este, căutați o simplă căutare pe Google să vedeți feed-ul ăla live de pe Stația Spațială Internațională, în caz că vă plac chestii super plictisitoare, pentru că la urmă urmei Pământul care se rotește și stația, nu dau imagini din interiorul Stației Internaționale, ci dau imagini de pe exterior, dar așa ca idee de un relax de 5 minute să vă goliți creierul. Unii dintre noi n-au nevoie să-l golească, e gol de la mama natură, da? Dacă vreți să vă relaxați puțin ochii, e interesant să vedeți cum se rotește Pământul și ce fain se vede din spațiu. Merită. Ei bine, când camerele alea sunt îndreptate spre Pământ, se iau imagini. Dar pentru turism, de cele mai multe ori apare în comunicatele oficiale, în cele neoficiale sunt sateliți care fotografiază alte țări. De aceea știm că rușii pregătesc nu știu ce tip de armă, de aceea știm că scutul antirachetă e în proporție de nu știu cât gata, de aceea știm că în Irak nu știu ce dracu se întâmplă și ăia de acolo pot să vadă și ce culoare a avut rahatul tot dimineața. Dar că-s genul ăla de sateliți? E genul ăla de satelit care vede și ce faci tu cu nevasta noaptea și numai primești telefon, băi, dar mai schimba și voi poziția.
NASA. Da, ce e anul ăsta? Dar ele sunt pentru turism, de cele mai multe ori. În cazul în care concurenții identifică locațiile folosind baza de date cu imagini satelitare, cum ar fi Google Earth, ei pot utiliza informațiile pentru a construi imagini mult mai detaliate, ușurându-și astfel munca. Și vor să dea ăștia $40,000 ca să facă cineva o hartă completă din imaginile luate din satelit. Locurile 2 și 3 vor fi recompensate cu 25.000, respectiv $10,000. Câștigătorul competiției a fost lansată pe data de 29 aprilie pe platforma Kaggle, v-am spus, va intra în posesia unui premiu de $40,000. Bine. În caz că vă interesează. Mă uit. Scutul antirachetă, apropo că vorbeam de asta, de la Deveșelu, inaugurat joi. Adică azi. Spun ei. Bă, aveam aici o chestiuță. Scutul antirachetă inaugurat joi. Numai bine, ieri au anunțat rușii că au rachete capabile să le doară în fund de scutul antirachetă de la Deveșelu. Deveșelu, cum se cheamă. Da? Au anunțat că au un tip de armă care se numește Satan 2. Bun nume. Care poate distruge o națiune întreagă. Pentru că nu e așa. Exact de asta aveam nevoie. De ce să salvăm o națiune? Adică, băi, n-am înțeles o chestie. Oameni de știință deștepți. Băi, capacitate cerebrală gârlă. Materie cenușie am umple Marea Neagră cu materie cenușie. Da? Dacă ar fi. Oameni de știință din toate colțurile lumii. Recrutări de personal, headhunting, țările recrutează, vânează, plătesc foarte bine pentru oameni de știință deștepți. Îi mai deștepți, da? Și ei ce fac? O rachetă, o bombă care se numește Satan 2. Atât ai adus pe ei minte. Bine, pentru asta au fost plătiți. O rachetă capabilă să distrugă o națiune întreagă. Death Star, frate, din Războiul Stelelor. Înțelegi? Ăla care respira greu. Vă mulțumim pentru vaccinul împotriva nu știu ce dracu. A, nu l-ați făcut. Nici n-ai avea cum să-l faci câtă vreme. Tu faci o chestie care se numește Satan 2. Vă mulțumim pentru puternicele cercetări în ceea ce privește cancerul ovarian. Cum? N-ați ajuns la niciun rezultat? Cancerul în continuare pe pământ există, da. Nu contează, avem o chestie cu care puteți fi omorâți odată pe toți bolnavii de cancer. Se numește Satan 2. Vă mulțumim pentru că am scăpat de leucemie. Cum nu? Încă nu? Încă mor oamenii din cauza asta? Da. Bă, ce importanță are? Pune-i lângă ăștia cu cancerul și dă-le cu Satan 2 în cap. Înțelegeți ce spun? Bă, n-ar pune unul mintea la contribuție, spun, știți ce, eu mă frec pe satanul vostru, nu vreau să lucrez în domeniul ăsta. N-am nevoie de el, adică ce importanță are, care de americanii sau rușii o au mai mare? Nu intru în jocul ăsta, eu am, uite, fetiță care suferă de sindromul Down. Da? Și vreau să scap lumea de chestia asta. Deci nu mă interesează bombele voastre. Dacă vreți să-mi dați fonduri, dați-mi fonduri ca să trecem peste o boală. Tu îmi dai mie bani ca să iradiez pe oameni. Dar cât de bou să fii? Îmi dai mie bani și încă o grămadă de fonduri ca să creezi o armă capabilă să distrugă o națiune. Păi măi, dobitocilor, națiunea este formată din civili, nu din militari. Dacă ăștia ăstora de sus li se pune pata dimineața, știți ce eu zic, să trimit armata pe țara elaltă, păi lăsă și ăia proști să meargă, lasă-i să bată între ei și să se omoare, eu sunt civil. Interesul meu este să vin la muncă, n-am variantă, că de-aia într-un sistem sclavagist, trebuie să vin la muncă, să încerc să câștig și eu un ban, să ajung acasă, să mă odihnesc, să mă și să treacă viața sub, mă laud că am trăit până la adânci bătrânețe. Vreau să apuc, da? Deși dacă te gândești bine, te trezești cu noaptea în cap, vii, muncești, nu pentru tine, muncești pentru altcineva și să-i fii și recunoscător omul ăla că îți dă voie să faci treaba asta. Ca să ai niște bani în buzunar, să te lauzi cu chestii de care n-ai nevoie și să cumperi chestii pe care nu le vrei, folosind niște bani de care ai putea la fel de bine să te lipsești.
existențele tot rahatul, dacă vă gândiți bine, da? He, peste asta, ca să fie niște lumânări, dar sub formă de rachetă, vin ăștia și fac o chestie care se numește Satan 2. În caz că te simțeai bine, fericit că trăiești, mulțumit, că totul e în regulă, că vine primăvara în sfârșit și e cald afară, poate nu știați că putem trăi sub semnul rachetei. Și că războiul rece s-a încheiat. S-a încheiat o laie. Ăștia și-o fac din ce în ce mai mare și noi le-o suflăm în ea. Satan 2. Și noi anunțăm cu succes că scutul antirachetă de la Devișeni va fi inaugurat astăzi. Foarte bine. În prezența premierului Dan Cioloș, nu-i așa, a secretarului general al NATO, nu vine președintele, deci nu știe nimeni unde e. El e plecat pe undeva. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, da, și a unei generații, Alianța Nord-Atlantică, și a unei delegații americane pentru a marca certificarea bazei declarată operațională în decembrie 2015, 6 ani după ce Statele Unite a anunțat proiectul. La eveniment vor mai participa miniștri de externe și al apărării, reprezentanții ai Departamentului American al apărării, ai Departamentului de Stat al Statelor Unite, ai NATO, forțelor navale ale Statelor Unite, dislocate în Europa, reprezentanții corpului diplomatic acreditat la București, precum și autorităților locale. Ok. Ce se va mai întâmpla? Dacian Cioloș va avea apoi o întrevedere cu secretarul general al NATO, urmată de semnarea în cartea de onoare a bazei militare de Veșelu. Ok. Moscova a anunțat că a început să lucreze la îmbunătățirea capacităților pentru depășirea sistemului antirachetă al Alianței Nord-Atlantice. Rusia va dezvolta noi rachete intercontinentale capabile să contracareze sistemele antirachetă. Da? A mea e mai bună, a mea e mai mare, a ta e mai adâncă, a mea este mai groasă. Zic că mai am 20 de minute și că am făcut totul bine. Da, am făcut totul bine? Bun. Că ar fi fost ciudat. Păi mi se întâmplă câteodată, mai vine Ciprian și zice, frate, poți să te oprești, că n-aveai sonor. Când nu dai tu rec, păi zic, da. Eu mai fac, eu mă grăbesc, dau acolo, tic, 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 fac și eu nu mă pricep la camere de asta video, zice, hai, a apărut punctulețul roșu, da, dă-i. Și vine omul după 5 minute, dar știi că tu vorbești puțin. Doar la camere video de chat. La alea de chat... Băi, iată, băi, tu să mă faci de toată bafta. Vorbeam aici de scut antirachetă și de... Și să spui și pe care rețea. Scula. Ce-i cu scula? Nu scula, vreau să zic. Scutul antirachetă, vreau să zic. Da. Deci, se inaugurează astăzi. Felicitări. Un text vechi de 3700 de ani scoate la iveală cea mai veche dovadă a unei plângeri. Că oamenii au învățat să scrie ca să spună ăla mă bate. O tăbliță de lut realizată în Mesopotamia și conservată astăzi la British Museum arată că încă din antichitate existau clienți nemulțumiți de produsele pe care le cumpărau. Un astfel de caz este cel al unui comerciant de cupru pe nume Nani din orașul antic Ur, care a fost în anul 1750 înaintea erei noastre, atunci când și-a trimis mesagerii să achiziționeze materia primă, aceștia au fost tratați cu dispreț. Ce... Vă imaginați cum arăta registrul de plângeri și reclamații din plăcuțe de lut? Adică dacă acum el e așa de gros, plăcuțe de lut cam cum? În text este menționat faptul că Nani și-a trimis asistenții personali să ceară despăgubiri, însă au fost nevoiți să se întoarcă cu mâna goală într-o zonă, printr-o zonă în care se purta un război, era menționat într-un articol din publicația americană Forbes. Potrivit site-ului ABC Science, o traducere a textului, hai bă, că vreau să zic exact, așa, ăsta este textul. Spune lui Ea Nasir că Nani îi trimite următorul mesaj, adică e from... Și tu, într-un e-mail, da? Ăsta e subiectul. Nani trimite următorul mesaj. Când ai venit, mi-ai spus după cum urmează. Îi voi da lui Gimli-san. Hopa, Gimli! Lingouri din cupru de calitate. Ai plecat atunci, dar n-ai făcut ce mi-ai promis. Ai dat mesagerului trimis de mine lingouri care nu erau bune și i-ai spus. Dacă vrei să le iei, le iei. Dacă nu le vrei, atunci pleacă. Și asta îmi pare foarte cunoscut și actual. Se practică și acum. Până ziua aș dori o pâine, dar e găurită pe interior. Se plângea cineva ieri că a cumpărat pâine feliată și era numai coaja, de fapt că înăuntru era gaură. Și, dar ce cu pâinea asta? Păi dacă o vreți așa, bine, dacă nu, nu. What? Deci nu s-a schimbat.
Textul realizat în urmă cu 3750 de ani a fost descoperit în zona fostului oraș Ur, ale cărui ruine se află astăzi în sudul Irakului. Sper să se mai afle acolo. Locuitorii urbei erau recunoscuți pentru cunoștințele lor de medicină, astronomie și agricultură, dar și pentru tehnologiile pe care le-au inventat, cum ar fi fabricarea sticlei, sistemele de irigare a terenurilor agricole, țesătoria și prelucrarea metalelor. Printre primele texte, o plângere. Măi, nu știu cum să iau următoarea știre. Știați că de o vreme pe site-urile naționale, pe ale presei naționale, apar tot felul de chestii de-astea idiote. Păi, nu doar că mă enervează, dar mă și fac și râd în același timp, un râs de la nervos. Și anume, și-a pus un cățel de usturoi în ureche, incredibil ce a urmat. A duhnit a usturoi! Ce Dumnezeu putea să se întâmple? Care e efectul benefic dacă ții un cățel de usturoi între dinți timp de 3 minute? Îți pute gura! Uimitor dacă pui vată îmbibată în spirt în buric. Ce se poate întâmpla? Arăți ca un prost cu o vată în buric. Dacă îți pui vată în nas, ești mort cel mai probabil. Cu formol. Da? Genul ăsta de titluri super bombat, dă click aici ca să vezi ce s-a întâmplat, dacă, ce se poate întâmpla dacă îți pui în fund un de ăla de stropitoare de grădină. Dar titluri de astea, idiote, ce se poate întâmpla, frate? Te doare fundul și mai ești și inundat. În același timp. Dacă nu pocnește mațul. Prostii de astea. Pe lângă titlurile astea, pe care v-am zis, pe mine o scot din sărite, apar titluri de genul cele mai malefice sau, din potrivă, benefice ceva ori în viața noastră. Am aflat de curând, sau în ultima perioadă, că practic orice e în jurul nostru încearcă să ne omoare. Parcă am trăit în Australia. Află cât de rău este să respiri accelerat când alergi. Bun, înțeleg medical, o respirație accelerată înseamnă supraoxigenare, etc., 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 dar nu despre asta era vorba, ci despre faptul că inspiri mai mult praf. Deci nu respira. Cât de periculoasă este poziția sau statul pe scaun? Dom'le, știm cu toții că dacă stai pe scaun, coloana nu funcționează, nu e ok, da? Ce se întâmplă dacă mă mănânci prea mulți morcovi? E periculos. Dacă bei apă de la chiuvetă, e periculos. Dacă dai mâna cu alte persoane, e periculos, pentru că e transfer de bacterii. Toate astea noi le știm. Nu e nevoie să ne băgați pe gât în fiecare zi, că știm că orice e în jurul nostru e periculos, că nu mai trăim acum 3, 4, 5 mii de ani, când atmosfera era curată, pădurile erau la locul lor, nu existau mașini, nu exista poluare, singurul fum care urca spre ceruri era cel din sobă. Etc., etc., etc. Mâncam alimente, acum 5.000 de ani nu mâncam că nu existam, dar existau alimente mai sănătoase. Erau prost gătite, dar alimentele erau sănătoase. Nu existau chimicale. La știm, tot ce este în jurul nostru începe să ne omoare. Știm, de asemenea, și se vede cu ochiul liber, că norii, de exemplu, au devenit foarte dengi. Nori, soarele, căldura, nu mai trece prin ei. Ați sesizat de curând chestia asta. E un petec liber de cer, bate soarele, o căldură, te piși pe tine, frate. Cum trece norul să face frig? Frig? Ați sesizat că norii sunt mai dengi. De ce? Păi ne facem singur chestii. Știm că tot ce este în jurul nostru încearcă să ne omoare. Al treilea tip de material care mă dă pe spate de plăcut ce-mi este, top ceva. Atunci în jurnaliștii de la Astea Naționale nu știu ce să scrie, iau și prostioare de pe net. Top 3, nu știu, mașini în care te simți în siguranță. Bă, mă simt în siguranță într-o mașină care stă pe loc. De exemplu. Ăsta-i stomacul meu. Ați auzit? Da. Alții se simt în siguranță într-o mașină de teren cu țevoraia de jur împrejur. E o chestie atât de... Hai să fim serioși. Ăsta e articol de pus în ziar, însă-s prostioare de pus pe net. Trei alimente care te ajută împotriva colesterolului. Ia să văd dacă mi iese chestia. Trei alimente care te ajută în lupta cu colesterolul. Numai eu văd două halbe cu bere? Bere! Consumul, și chiar zice, consumul moderat de bere
Bă, și dacă bei, după aia apare articol în care consumul de bere îți dăunează. Îți bușește rinichii. Da? Te face să râgă un porc. Îți strică viața socială. A doua zi, alt articol. Consumul moderat de bere face bine. Bă, ieri mi-ați spus să nu... What? Berea ajută organismul să lupte cu ceea ce specialiștii numesc colesterolul rău. Dacă specialiștii numesc colesterolul rău, ai o mare problemă. Berea conține de asemenea o serie de antioxidanți care provin din ingrediente naturale din care este fabricată această băutură, adică cereale și hamei. Usturoiul. Despre usturoi s-a vorbit întotdeauna. Acesta este bogat în seleniu, zinc, mangan și vitaminele A și C. Usturoiul întărește sistemul imunitar, dar te face să fii singur pe lume, frate. Cine dracu poate să stea cu tine când duhnești? Sărâna domnișoară. Și-a picat aia. Ia uite, bă, dar nici nu știam că am efectul ăsta. Da, frate, puți! Usturoiul întărește sistemul imunitar, împiedică formarea cheagurilor de sânge și are un rol foarte important în lupta împotriva colesterolului rău. Pentru că proprietățile sale să se mențină la valoare maximă, usturoiul trebuie consumat crud. Merele sunt de asemenea aliatele organismului în lupta cu colesterolul. Un măr pe zi ține medicul departe. Este o vorbă americană foarte dragă nouă. Și atunci ce faci? Când vine medicul în vizită și nu intră în casă, bă, nu consuma mere. De ce? Păi nu poate intra omul să te ajute. Mergi cu mașina mâncând un măr, se întâmplă că lovești altă mașină și stai întins pe asfalt și mergi la 50 de metri în jurul tău. Nu poți să se apropie. De ce ai mâncat mere, frate? Un medic pe zi ține medicul departe. Cât de logic să fie, da? Nu mai mâncați mere, că aveți dracu o problemă și nu se poate apropia ăla. Eu n-am înțeles niciodată de ce e fobia asta a medicilor la mere. Le-i frică de mere? Vezi un măr în jurul tău, protejându-te? Cum adică un medic pe zi ține... Un medic pe zi... Canibalule. Un măr pe zi ține medicul departe. Mănâncă un măr pe zi ca să ai o sănătate de fier. E un alt mod, da? Dar ține medicul departe. Păi ăla vrea să te ajute. Ți-ai rupt piciorul, vrea să pună piciorul în ghips, să spună niște atelier. Nu se poate apropia omul de tine. De ce? E frică de măr. Nu? Îți imaginezi din stomac că ți iese mărul ăla ca la alien. Ia! Și sare la medic, la gât. El te-ar ajuta, săracul, că e meseria lui. Vine, scurezi... Paramedicul se teme de pară, o pară pe zi ține paramedicul departe. Ai mâncat un măr și o pară, te-ai scos. Nu te mai ajută decât pompierul. Ha? Ce ziceți? Merele luptă de partea ta. Trebuie deci să includem aceste produse în alimentația zilnică și să nu le ocolim nici în perioada sărbătorilor pascale. Domnilor de la gândul, perioada sărbătorilor pascale, să cap terminat. Oamenii au mâncat ca porcii. Le-a fost rău, a fost... A apărut ditaștirea. A fost, cum se cheamă? Aglomerație puternică la urgențe. Deci nouă ne place să mâncăm, mă. Ieși dintr-o perioadă de post și oamenii chiar țin post. E așa să se curețe fizic și spiritual și după aia bagă în ei până ajung în spital. Deci țineți minte, un măr pe zi ține medicul departe. Luați mere blânde, mai ușurele, fără dinți. Trei promisiuni pe care niciun primar din București nu le-a îndeplinit. Reabilitarea termică a blocurilor pentru care s-au făcut credite usturătoare și care nu s-a rezolvat. Spații verzi în scădere, deși costurile sunt în creștere. Da? Și schimbarea legislației în privința câinilor fără stăpân. 4 pezi fără stăpân din adăposturi pot fi eutanasiați dacă nu sunt revendicați sau adoptați în termen de 14 zile. N-am înțeles de ce oamenii sar în sus la chestia asta. Este normal să se întâmple așa ceva. 4 pezi fără stăpâni pot fi eutanasiați dacă nu sunt revendicați sau adoptați. Ei sunt o cheltuială. Nu poți să-i lași. Bă, oricât le-ai tăia tu chestiile, oricât ei steriliza, ei nu te mușcă cu cucu.
Este, e adevărat, nici nu se mai înmulțesc, deși v-am mai zis, am văzut cățea femelă sterilizată, care uimitor, bine, dar s-a mai petrecut în istoria pământului ăsta, a făcut pui. Nu există un tată, tatăl ei a fost forța, tatăl copuilor ei a fost forța, probabil, midiclorienele. Dar în continuare voi spune, dacă le-ați scoate dinții, m-aș simți mai bine. Un câine care latră fără dinții în gură, nu doar că nu te poate mușca, dar e și amuzant. Da? Păi el nu mă mușcă cu organele genitale, bre. Mă mușcă cu botul. De aceea, știu că o să-mi săriți în cap, un câine este luat, este deparazitat, este tratat, un câine vagabond, un câine comunitar, fără stăpân care este, da? Pe niște bani. Primește niște mâncare, primește donații de pe la restaurante, de pe eu știu de unde, cantine, etc., etc., vin către adăpostul de animale mâncăruri. Folosiți din ei tot ce se poate folosi, la modul, băi, ăsta pare a fi inteligent, e mai deștept, hai să-l dresăm să caute, nu știu, țigări de contrabandă. L-ai pus la muncă, își scoate pârleala. Dacă pe mine ca om mă pui la muncă să îmi scot pârleala, păi el de ce nu-l pun la muncă să-și scoată cheltuielile pe mâncare? Da? Bă, ăsta ar putea fi câine de salvamont. De ce? Ia uite, frate, ce picioare are în spate, parcă-i vulpe. În ce fel aleargă pe munte? Ia să-l vedem noi în caz că avem turiști rătăciți pe unde dracu știe cine. Da, să-l punem pe ăsta să-i caute, că-i câine, să-l facem, hai să-l dresăm, cineva să-și dea interesul. Dar ai câini, există câini, animale fără stăpân, cu care n-ai ce face. Ce faci? Îi ții acolo pe cheltuială veșnică. Primăria aia nu are alte necesități, nu are nevoie de fondurile alea în altă direcție? Nu. Atunci scoți câinii la adopție. Încă o dată spun, ideal ar fi să apară și în presa locală. Domnule, uitați ce animale frumoase avem în adăpostul nostru. Poate vreți să faceți o surpriză, poate aveți o stână, poate vă faceți o casă la țară. Vă trebuie un câine. Nu veniți pe la noi să vă uitați la ei. Câinii te simt. S-ar putea să te înțelegi cu el mai bine decât te aștepți. Îți faci o casă la țară, ce faci, mă, să-mi cumpăr un câine lup pentru că trebuie să fie de rasă? Îl ții într-o cușcă afară, vai de curul lui, răpciugos și așa mai departe, mizerabil, ăla nu-i câine pe care să-l ții așa. Mergi la adăpostul de animale, ia-ți un câine care nu are stăpân, dar caută unul. Ia la casă, fă-ți un prieten pe viață. Să apară și în presa locală chestia asta. O acțiune prin care adoptă un câine, am avut, adoptă un copac, adoptă o groapă, adoptă un, nu știu ce dracu, adoptă un politician, dați un leu pe Ateneu, dați un ban pentru stolojan, dați un mercur pentru un șut în nu știu ce, da? Dar n-a apărut niciodată, bă, luați un câine, adoptă un câine, frate. Cum primăriile nu-și permit să susțină numărul mare de câini fără stăpân, trebuie eutanasiați, pentru că e o cheltuială inutilă. Cu riscul de a-mi sări în cap, pe lângă asistentele medicale de care m-am luat la început, toți ăștia cu patru lăbuțe, trei piciorușe, codiță, azorică și așa mai departe, asociațiile astea, care sugace de la bugetele de locale sau bugetul de stat, sug o bani, nu o grămadă, dar nu văd nimic de la ei, de la asociațiile astea, ele care este. Nu vă nicio campanie. Azorică, te iubesc, codiță, patru piciorușe, etc., etc. Sunt organizații non-guvernamentale și faceți niște campanii. Vorbiți cu oamenii. Postați afișe pe copaci. Adoptă un cățel. Fă poze la ei mai frumușeli. Toaletează-i. Folosește copiii de la Ion Ionescu de la Brad, secția veterinară, să facă practică în adăpostul de animale. Atrage tinerii, copiii, să vadă frumusețea unui câine. Eu personal sunt al pisicilor, îmi plac pisicile. Nu sunt pentru neapărat, băi, să-i omorâm pe câini. Dar înțeleg că economic vorbind, nu rentează să-i ții în viață un câine cât trăiește, 10-12 ani, da? Cât o să-l hrănești?
Și măcar de rămâne același număr, dar numărul crește, că na, ei mor din când în când, dar de adus la adăpost să aduc zilnic. Primăria o să ajungă, în loc să ai, nu știu, lumină pe stradă, să, băi, mai stingem becurile, că na, trebuie să strângem bani să hrănim câinii. Da? Și atunci hai să încercăm să facem campanii decât să cerem, bă, da, ne omorâți, păi vină cu idei și noi ne omorâm, este atât de simplu. Vină cu idei, pune-i la muncă, v-am zis, uite, e malul râului Moldova. Corect, și vrea să facă primar, nu știu ce falez acolo cu bicicliști, etc., 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 etc. Faceți, uite, ăștia cu patru lăbuțe, luați 6 câini de la adăpost, învățați-i să facă patrulă și faceți patrule cu ei ca să nu se mai fure, să nu se mai tâlhărească oamenii pe puntea de la Cotovameș. Și faceți patrule cu câini. Nu patrule milițienești, polițienești, civile, civice. Doamne, merg cu câinii și mi-i plimb pe acolo. Seara îi duc înapoi în adăpost, le dau mâncărică, dar pe ziua respectivă și câinii au făcut ceva în caz că se întâmplă o chestie. A căzut un copil în apă, dar nu sar eu ca tâmpitul să-mi pun eu viața în primejdie. Îl învăț pe Azorică, ia sar flăcău și scoate-l la mal. Dau și o idee. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Nu uitați că astăzi, începând cu ora 17, se dă startul Festivalului de Teatru Dan Alexandrescu, ediția a doua, la Roman, la Cercul Militar din Roman. Trupe din toată țara vor fi prezente în următoarele 3 zile. Un regal teatral merită. Poate ar merita, într-adevăr, inclusă și în programul artistic al zilelor municipiului Roman, că e al Romanului. Dar asta nu ține de mine. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine la, sper din tot sufletul, la încă numita 24 de titluri. Nu mă întrebați de ce, o să-i schimb denumirea cât de curând. Până atunci însă, care fiecare dată, toate bune!